Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Octav Bjoza. Aveți un nume dificil, aveți un nume greu de pronunțat, Bjoza. E un nume polonez? Da, înseamnă mesteacă în limba poloneză. Bun. Domnule Octav, sunteți președintele uneia dintre asociații, pentru că, după câte am auzit, există mai multe. Unitatea nu e cel din tâi lucru care a caracterizat foștii deținuți politici din România. Asta este. Și l-am întrebat pe unul dintre ei, dar de ce, în loc să fiți uniți și puternici, v-ați rupt în diverse asociații? Și ce credeți că mi-a răspuns? Pentru că suntem români. Da, categoric așa este. Dar eu nu am făcut deosebire de culorile politice pe care unii le-au avut. Luptători anticomuniști, oameni care și-au iubit țara și atât. Domnule Mesteacăn, dumneavoastră, sunteți stabilit la Ghimbav, la Ghimbav, da. Și faceți naveta cu Bucureștiul. Cu trenul. După 89, în Brașov, erau, am înțeles, 1000 și ceva de foști deținuți politici. Și astăzi câți mai sunt? La un moment dat eram aproape 5000, cu tot cu deportații care intră tot la noi. Și acum cu câți... soțiile urmașe. Și acum câți acum mai acum în tot județul Brașov, deținuți politici autentici, așa, în tot județul nu mai suntem nici 100. Nici 100? Nici 100. Iar la nivel de țară am scăzut sub 3000. Da. De ce oftați? Oftez pentru că eu am considerat că dacă am scăpat de acolo sănătos, am această obligație morală de a vorbi despre cele ce s-au întâmplat cu noi în urmă cu 50-60 de ani. Aveți niște cărți care sunt niște antologii de documente, de portrete, de fișe de cadre, fără intervenția dumneavoastră și fără să fie literaturizante. Greșesc? Nu greșiți, dar la capitolul suferințe, să știți, stimată doamnă, că nici atunci când eram în bătăile securității sau flămânziți, înlănțuiți la munci silnice, nu ne-am simțit mai umiliți ca în ultimii 3-4 ani. Serios? Da. Sau e o retorică? Nu. Nu. Este o realitate. La un moment dat, după 89, a fost la modă subiectul foștilor deținuți politici sau oricum interesat o parte a populației. Iar acum am văzut că pe diverse posturi subiectul capătă niște conotații din astea senzaționaliste. Adică reporterii care urmăresc, se face un proces de senzație, sunt acuzați de genocid niște oameni care au avut neșansa să supraviețuiască, în timp ce între 89 și astăzi au fost poate torționari care pe o scară a vinovățiilor au fost mult mai importanți și care au avut norocul să dispară la timp. Au murit liniștiți, vorba aceea, de bătrânețe în paturile lor, beneficiind până la sfârșitul zilelor de decorațiile, de distincțiile, de pensiile nesimțite, cum spunea un mare înțelept al zilelor noastre. Au beneficiat până la sfârșitul zilelor de aceste decorații obținute în lupta cu noi. Bine, dar societatea era ocupată să discute subiectul deținuților politici care au colaborat și care au dat adeziuni, da. Ceea ce se spune că a fost o diversiune. Și în timpul ăsta, adevărații torționari își luau pensiile. Păi, și acum am fost chemat de o doamnă procuror din Brașov și de un comisar din Inspectoratul General al Poliției din Capitală și cei doi m-au anchetat 2 ore la Brașov despre condițiile de detenție și concret... L-ați văzut vreodată pe acest ficior, care acum e judecat? L-am văzut de mai multe ori. Într-o primăvară, într-unul din lagările de la gurile brațului Chilia, ne-a scos să plantăm arpagic. Și de foame am început să mâncăm arpagic. Și unul dintre noi, din echipă, zice, măi, ce-ar fi să băgăm în buzunare și în sân niște arpagic, să ducem și celor sărace care au rămas în lagăr și care n-au. Și am început 3 dintre noi să băgăm în buzunare și în sân arpagic. Și un militar de pe perimetru, dintre cei care ne păzeau, a văzut, a chemat gardianul care se plimba pe acel culoar în care munceam noi, păzit și pe stânga și pe dreapta de militar de securitate în termen. A venit gardianul și ne-a pus să stăm în genunchi, în cerc așa, să scoatem zeghea, să o așternem în fața noastră și fiecare să scoată și să pună grămăjoară ce are în buzunare și în sân. Nu? Acum să mâncați. 2 am reușit. Dar în timp ce el stătea cu băta lângă noi și al treilea nu mâncase decât jumătate din cantitate, urla de durere. Ne-am tăvălit o săptămână, 10 zile de durere, de arsuri cumplite. Ei,
Și în acest timp apare Ficior. Ce-i cu ăștia? Și gardianul i-a spus. Și în timp ce ăsta a spus că nu mai poate să mănânce, Ficior se dă în spatele lui, îi trage un pumn în tâmplă, colegul se prăbușește și a început să-i tragă cu cizmele numai în cap. 30-40 de zile nu vedeați decât o sferă neagră, tumefiată, nu îi se vedeau ochii, nasul, gura. Groaznic. Deci ați văzut asta cu ochii dumneavoastră. Da, da. Credeți că la Ficior era ceva ce friza maladia psihică, o cruzime? Nu, sau credeți că era tot o indicație de la centru? Sunt convins că erau școlarizați centralizat, periodic, așa cum eu ca inginer odată la un an, doi, trebuia să vin la București pentru perfecționare, așa îi spunea, da. Așa și ei. Adică ce credeți, că erau chemați la cursuri și... Și li se spunea, ei sunt bandiții pentru care voi și părinții voștri au făcut foame. Și pe fiecare deținut politic în minus e o pâine în plus pentru Republica Populară Română. Da, băteau unii în ușă, haideți... Domnule sergent major, vă rog, trimiteți, chemați medicul, moare. Lasă în aia mumesii să crape, de-abia rămâne în plus o pâine pentru Republică. Într-un fel îi oferiți o circumstanță atenuantă acestui domn Ficior. Pentru că înseamnă că el își făcea profesiunea pentru care era școlit. Datul cu cisma în capul unui tânăr nu ținea înseamnă de sadismul sau de nebunia lui, ci ținea de fișa postului. Sunt convins de treaba asta, dar la aceste lucruri care țineau de, cum spuneți, de fișa postului, se putea adăuga și bestialitatea unora dintre ei. Dacă ați fi judecător, discutăm teoretic, nu legat de cazul în speță. Da. Dumneavoastră, care credeți că ar fi cea mai potrivită pedeapsă pentru puținii supraviețuitori care au făcut rău și nu-l recunosc, mă rog, asta e altă poveste? I-aș condamna la pedeapsa pe care o fi meritat-o cu suspendare. Păi revenind, n-are nicio vină care așa pensie. Vișinescu, Ficior și mulți alții am ca văzut, ei care am văzut mai trăiesc. Niște procurori de provincie au câte 130 de milioane pensie, nu-ți vine să crezi. Și-au trimis oameni la moarte. Mulți au fost condamnați la moarte și executați fără să fie avut vreo vină. Mi-aduc aminte că în același timp din Brașov au fost arestate 3 organizații, că teroare trebuia să pătrundă în toate ungherele. De la operetă în Brașov a fost arestat un prim solist, Ioan Popescu Loredan, de loc din Galați. Este în una din cărțile mele. De la spitalul județean, Petre Orășanu, medic endocrinolog. Din secția de la uzina cutare, maestru cutare sau inginerul cutare. Peste tot trebuia să pătrundă teroarea. După Revoluția din Ungaria, până în 59, li s-a cerut pedeapsa cu moartea, de exemplu, concret, lotul sașilor de la Biserica Neagră din Brașov. Au fost vreo 20 aproape, în frunte cu prim-preotul Bisericii Negre, Conrad Möckel. 6 din cei 20 li s-a cerut pedeapsa cu moartea. Dar n-au fost împușcați. Li s-a comutat pe viață, meseviști, cum spuneam noi, MSV, muncă silnică pe viață. Fără nicio vină. Cum vă explicați faptul că oameni care au avut uneori un rol hotărător în justiție s-au sinucis? Da, credeți că e vorba de remușcări? Nu cred că au fost... remușcări. Dar ce atunci? Ei n-aveau remușcări. Și atunci ce i-a împins la sinucidere? Au fost slabi. Sunt convins că după ce treceau de zidurile securității sau ale închisorilor, ale lagărilor, ei deveneau alți oameni. Spuneau colegi de-ai mei în temnița de la Gherla că Petrache Goiciu, acarul din Galați, ceferistul Petrache Goiciu, comandantul închisorii din Gherla, ani mulți, bătea la deținuți, iar acasă îi știa de frică soției. Dar am văzut într-o altă carte de memorii că la Iud, Crăciun, care era comandantul închisorii, a venit într-o noapte, se lăsase gerul și ar fi murit cei din izolare și atunci i-a scos și a zis că a venit să-i scoată, că nevasta lui a visat urât noaptea și l-a trimis să-i scoată că mor oamenii acolo. El era comandantul securității din Brașov când am fost eu arestat. Gheorghe Crăciun. Faimosul Gheorghe Crăciun, care a executat grupul maiorului Dabija în pădurea din Dumbrava Sibiului. Cimitirul s-a extins și a înghițit și
groapa comună a lor, peste care nenea Zaharia Urdea și cu ai lui au ridicat un monument exact pe locul unde le-au fost găsite osemintele. Și ne întâlnim în fiecare an odată ca să-i pomenim. Domnule Mesteacăn, concret, care a fost viața dumneavoastră? Pentru că 89 știu că v-a prins inginer electromecanic la un șantier de construcții, linii și stații de înaltă tensiune. Deci erați inginer pe un șantier și aveați și aveți o casă în Ghimbaf, nu? Da, erați o căsuță. Cu o grădiniță? O grădiniță mică. Am 5 câini adunați de pe stradă, 15 pisici de pe stradă, că ne mai aruncă copiii peste gard și nu le aruncăm mai departe, ci le ținem. Un porumbel l-am găsit înghețat, bolnav, la ușa biroului meu din București. L-ați dus acolo. L-am ținut vreo 3 luni până... E alb? Are și alb mult. Dar are și gri. Alb, și gri, da. Și după ce l-am ținut 3 luni în biroul meu și-o zbura peste toate hârtiile pe acolo, dar se dezechilibrează în timpul zborului și atunci l-am dus acasă la Ghimbaf și are o cușcă așa de 2 metri cubi. Se simte în voia deci lui. Deci aveți o întreagă menagerie, mâncare, mediul dumneavoastră. Un iepure. Sunteți vegetarian? Nu sunt vegetarian, dar mănânc orice și nu fac mofturi. Aveți un antrenament. Orice, la da. La timpul potrivit. Da, da. Bun, un lucru interesant în ceea ce vă privește e faptul că aparțineți foștilor deținuți politici, tineri. V-ați născut în 1938. Da. La Iași, tata ceferist, ați ajuns ardelean prin adopție. La începutul anilor 40. Și ați făcut pușcăria foarte devreme. Nu ați avut nimic de a face cu partidele istorice. Nu ați fost țărăniți, nu ați fost liberal, nu ați fost în mișcarea legionară, pentru că ele nici nu mai existau. Dumneavoastră ați fost un frumos nebun adolescent al Brașovului de la sfârșitul anilor 50. Stalin murise. Murise, da. Brașovul nu era Brașov, 53, ci era Ive Stalin. Până în ce an Brașovul s-a numit Ive Stalin? Când m-am înapoiat din temniță, era din nou Brașov. Deci ați ieșit în 62. Deja era Brașov. Era Brașov. Și când ați intrat în pușcărie, în 58, Stalin. Era orașul Stalin. Calea București era calea Moscovei. Bulevardul de azi, 15 noiembrie, era Bulevardul Lenin. Strada Lungă era Mareșal Voroșilov. Strada Castelului se numea Pavlov. Strada Cerbului se numea Pavel Tkachenko și plecând din Piața Sfatului din Brașov până la hotelul Corona, era imposibil să nu întâlnești unul sau doi ofițeri ai Armatei Roșii Eliberatoare. Sufeream când îi vedeam. Când îi știam că au venit de 10 ani și nu mai pleacă. Și nu mai pleacă. Da. Și au plecat după 14 ani, în 58. Ideea e că în 58 ați plecat și dumneavoastră, dar ceea ce mi s-a părut, iertați-mi cuvântul, amuzant, este schimbul epistolar pe care l-ați avut cu un coleg al dumneavoastră, care a înființat organizația. Erați student la Iași. Da. Mi-a scris o scrisoare: dragă Octave, a sosit momentul să facem și noi ceva pentru biata noastră țărișoară. Iar eu îi răspund: dragă Nicule, n-ai nicio grijă, am aici prieteni foarte mulți și buni pe care pot conta la o adică. Iată, această corespondență. Pentru asta am luat cea mai cruntă bătaie, nu ca fiind cel mai mare luptător anticomunist, ci pentru că n-am vrut să recunosc. Am fost catâr de acasă. Nu, dar a fost o corespondență nevinovată, care chiar un aer adolescent. Într-o altă corespondență, același Vlad scrie la Brașov și trasează ca sarcină unuia din organizație, te duci la Iași, îl cauți pe Octav și mă laudă. Și asta m-a apăsat în fața securității. Dumneavoastră, când ați terminat liceul Șaguna la Brașov, de ce n-ați rămas să studiați la Brașov? Am vrut să fac geografie, geologie, dar nu geologie inginerească, ci cu probleme de geneza pământului. Vulcanologie, seismologie, oceanografie. Și am făcut excursii prin toți munții patriei. Și am visat să văd lumea. A fost visul vieții mele, să văd lumea, să văd munți, ape, ruine, vulcani, muzee. Ați văzut-o până la urmă? Nu.
că atunci nu m-au lăsat, păi acum încă sunteți destul de puternic acum să plecați, o vedeți. N-am cu ce. Acum pot să merg oriunde, dar nu pot să-mi permit să merg nici până la mare. Ați terminat cu 10 clase liceul, așa era atunci. Era tot de sorginte sovietică, nu? Formula. Exact. Notele erau între 1 și 5. Rusa se învăța cântând la radio, că televizor nu era. Să învățăm limba rusă cântând, se chema emisiunea. Da. Într-un trimestru am avut mai multe ore de rusă decât cele de română. Unul din punctele noastre de pe acel plan de luptă și statut al nostru era și reducerea sau scoaterea orelor de limba rusă. Din planul inventat de Garda Tineretului Român. Care nu avea nicio tangență cu Garda de Fier. Păi era și ci era cu tânăra gardă a lui Zoia Cosmodemianscaia, tânăra gardă. Da. Deci un coleg de clasă a avut ideea să faceți o asociație. Un cerc literar era la început. La început nu ne-am gândit la anticomunism. Deloc. Aș putea spune chiar deloc. Câți membri avea acest cerc literar? S-a dovedit că am fost 15. Doar băieți? Da. 15. A existat tentativa de a coopta 2-3 fete, dar a eșuat, au refuzat, dar au tăcut din gură. Unde și cea mai aflat? Frumoasă dintre ele s-a căsătorit cu unul care avea poate 15-20 de ani, vârstă mai mare decât a ei, și nu era nimeni altul decât ajutorul, adjunctul faimosului Crăciun, comandantul securității din Brașov, Ernst Deitel se numea. Dar ea nu v-a turnat niciodată. Nu. Și cine v-a turnat? De unde au aflat? Nu ne-a turnat nimeni. Șeful organizației Vlad scrie de la București unui coleg de la Brașov și această scrisoare a fost interceptată de securitate. De ce? Pentru că purta același nume, era Vlad Nicolae Senior și Junior. Tatăl lui avea corespondența interceptată de 5 ani de securitate. Și când a văzut securitatea Vlad Nicolae, exact, a pus scrisoarea deoparte. Ne-a urmărit din octombrie 57 până în 25 iunie 58. Deci cam 8 luni am fost urmăriți până s-au convins. Nu, și pe viu. Prima secvență ar putea fi într-o sală de tribunal din Brașov. Arhiplină. Mame, tați, frați, surori, familii. Și dumneavoastră niște copii în fond. Nimeni n-avea mai mult de 19 ani și jumătate. N-ați avut niciun corp de lic decât o ștampilă, da? Asta era o chestie puerilă și povestea și cu ștampilă. Și niște idei foarte sănătoase. De o normalitate totală, am văzut. Această dragoste de neam, de țară. Nimic terorist. Libertatea cuvântului, libertatea presei, redarea circuitului cultural a scriitorilor și literaturii interzise. Te afla că ai o carte care era pe lista celor interzise, erai arestant, s-o confisca și erai arestant. Așezarea noastră în boxă s-a făcut pe baza unei liste întocmite de către securitate, strigați și așezați în ordinea descrescătoare a pedepselor. Și dumneavoastră unde vă aflați? Printre ultimii, că 15 ani era una din cele mai mici pedepse. Vlad a primit 25 de ani muncă silnică, alți vreo 5 câte 20 de ani muncă silnică, 3 cu 17 ani, 3 cu 15 ani și cei care doar știau de existența noastră au primit câte 5 și 3 ani, ultimii 3. Pentru delict de nedenunțare. De nedenunțare, da. Procesul a durat o singură zi, de la ora 7 dimineața la ora 23. Părinții au venit cu pachete ca să ne aducă îmbrăcăminte, că unii erau cu pantaloni scurți, era unul, țin minte, cu pantaloni de balonzait și acum venise frigul, era târziu, deja în toamnă. Și li s-a spus, nu le dați pachetele azi, le dați mâine. Procesul s-a încheiat la ora 23, iar a doua zi la pronunțarea sentinței, pe noi nu ne-au mai adus. Se dă sentința și tatăl dumneavoastră țâșnește în picioare, în sala de tribunal, cu pumnii spre cer, urlând ce? Bietul tata, când a auzit Joza Octav, 15 ani, muncă silnică, a sărit în sus, Dumnezei, mamei voastre, de bandiți, dați-ne copiii înapoi. Acum, studiindu-vă fișele, știți, ca la cadre, ca la securitate, am văzut și mi s-a părut interesant pentru scenariul vieții dumneavoastră, că v-ați îndrăgostit de o fată pe care o chema Carmen, drept care în pușcărie, pe unde puteați,
scrijelează, da. Carmen. Avea 13 anișori și eu 16. Am văzut fotografia. Și când erai singur pe la izolare sau prin celulă, atunci zgâriam pe pereți, pe grinzi, pe undeva, cu coada lingurii, Carmen, cu ceva. Carmen. Și mă întâlneam cu colegi. Băi, Tavi, ai fost în izolare la Gherla? Am fost. Păi de unde știi? Păi am văzut acolo. Ai fost în izolare la Codle? Da. Păi am văzut pe grinda din stânga. Carmen izolatorului era numai scris Carmen. Bun. Și m-am gândit că numai tu puteai fi acela. Înainte de a fi arestat, recordul a fost, i-am trimis prietenii mele de la Iași la Brașov 5 vederi în aceeași zi. Și zilnic îi trimiteam câte una. Ați intrat copil de 19 ani în pușcărie. Tata, după ce a urlat în tribunal, a fost 5 luni reținut. Nu l-au mai primit niciodată. A pierdut vechime 25 Unde de ani nu l-au mai în primit? La CFR? Da. Eram în închisoare deja, în închisoarea din Codlea. Eram în ajunul Crăciunului, anului 1958. Și un bun prieten de-al meu, țăran din Cincu de Făgăraș, a plecat la proces de dimineață și s-au întors când se terminau toate procesele. Și spera că îi va da drumul acasă, că îl așteptau 3 fetițe. Ha mai mare pantăia, domnule Octavian. Și când vine Costică, MSV, muncă silnică pe viață, s-a prăbușit în brațele mele, Betu Costică. Și zice, a mai venit cu unul, un impegat de mișcare a cărui copil e student și a fost și el condamnat. El nu a realizat că eu sunt acela, În acea seară n-a fost posibil, dar în zorii zilei am vorbit cu tata la fereastră, că era în celula de alături. Și mi-a spus, stai liniștit, Carmen te va aștepta. Chiar de va fi să faci toți cei 15 ani. Am văzut când mama dumneavoastră a fost părăsită de toată lumea, ea era cea care îi făcea vizite. Da, îi făcea vizite mamei și securității, și pentru că am înțeles. Mama a fost dată afară din serviciu un an de zile și apoi primită muncitor necalificat să încarce cărămizi la fabrica din Feldioara în vagoanele de cale ferată. A încărcat cărămizi câțiva ani până cuiva i s-a făcut milă și au reprimit-o la birou. Totdeauna când ajungeam în cele mai grele momente și spuneam la următorul maldăr de stuf mă prăbușesc și mor sau la următoarea roabă de pământ mă prăbușesc și mor, gândurile mele zburau către divinitate și către Carmen și pe loc primeam puteri nebănuite și așa mai trecea o roabă, o zi, o săptămână, o lună, un an. Și în loc de 15 ani ați făcut 4 ani de muncă silnică, ați intrat într-un program de grațier și ați fost eliberat? Nu, de grațier. Citez din a doua sentință, la cererea Procurorului General a Republicii Populare Române, vi se casează sentința de 15 ani muncă silnică și sunteți condamnat la 4 ani temniță grea. Cum vă explicați? Că au revenit asupra chestiunii. Iar Vlad, care a avut 25 de ani, i-a redus la 10, cei cu 20 la 7-8. La vedeți, a ajuns să ni se pare puțin, 7-8, 4. Păi eu cu 15 ani eram pui de găină în mediul în care mă mișcam. Iar cu 4 abia ați prins gustul. Ei, și-ați ieșit un tânăr de 23 de ani care s-a căsătorit cu Carmen. Da, și după 6 luni. Totuși un miracol că ați reușit să faceți la ieșirea de la pușcărie cei 4 ani de facultate în Brașov. N-ați mai făcut geografia, ci ați făcut mecanica, nu? Electromecanica. Electromecanica, dar cum de-ați intrat? Știați matematică? Am avut pe cel mai bun profesor din istoria Șagunei de până atunci, pe faimosul Aurel Goia, Moț, din Apuseni, care a avut 2 fii, unul medic și profesor universitar la medicină în Cluj, profesorul Goia, și un altul la Catedra de Rezistența Materialelor de la Politehnica din Brașov. Și cum de v-au lăsat cu dosarul ăsta? Și cam după anul începutul lui 66 aveai voie, între timp aveam și copilul când s-a dat voie. Copilul în ce an s-a născut? În 66. Mi-aduc aminte o treabă din detenție, lucruri pe care le-am învățat de la unii de acolo. Adică mentalitatea de învingător. Rolul sugestiei și autosugestiei. Importanța de a te rupe, de a-ți lăsa partea fizică, trupul după gratii și tu cu gândurile să evadezi dincolo de ele și să-i plimbi, cum îmi plimbam eu colegii, unde vreți să vă plimbați? Pe terasa unei cafenele din Hammerfest, să vedeți fulgii cum
vin așa și cad în aburii cafelei și se topesc înainte de a ajunge în cana voastră? Sau vreți să vă plimb lângă Napoli, prin Pompei sau la poalele munților Sierra Maestra din Cuba, vreți prin Havana, prin Matanzas, și le povesteați. Prin Pinar del Rio, prin Camagüey, deci erați un fel de National Geographic, da? Ambulant. La Santiago de Cuba, acolo unde e pușcăria, da? Americanilor. Da? Dar vechi pușcăriași, da? Pe care i-ați întâlnit, deci oameni radicalizați de suferință, supraviețuitorii puri și duri, ce vă învăța, ce înseamnă, iată, pentru cei care vă privesc și care se simt poate înfrânți, tineri care se simt înfrânți înainte de a fi luptat, ce înseamnă ca un exercițiu practic mentalitatea de învingător? Îmi spunea unul în temniță, spune, fiule, de zeci, de sute, de mii de ori, dacă ești cu mai mult să nu-i deranjezi, spune în gând, dacă ești singur la izolare, la muncă undeva, spune cu glas tare, eu sunt un învingător. Mie nu mi-e frică, nu mi-este foame, nu mă doare. Și așa va fi. Cam de câte ori pe zi repetați litania asta? De mii de ori, zilnic. Ce meserie avea cel care v-a învățat secretul ăsta? Medic, fă, fiule, ce te învăț eu și vei ajunge să-ți domini și celula, măi, și metabolismul bazal, măi, că și celula are, măi, inteligență, măi. Nu mi-e foame, nu mi-e frig, nu mi-e frică. Nu mi-e frică, da. Sunt un învingător. Sunt un învingător. De sute de mii de ori, da. Și să crezi. Spune, și să influențezi. Crezi puternic, da. Metabolismul bazal, da, și inteligența, da, celulei. Am colegi care spun, mă, uită-mă treburile astea, lasă trecutul că o să te bage în mormânt. Ei, nu. Să nu-ți curgă sânge, de exemplu. Alt control. Rețeta tot de la el învățată, nefiind medicamente. Imediat să sugi puternic de trei ori locul, să scuipi, să apeși puternic și să fii convins că se va lipi. Și la mine orice, am martor, toți știu treaba asta, orice tăietură se vindecă imediat. Asta pleca de la condiția de a fi sănătos. Că probabil unul bolnav, dacă ar fi fost sigur că n-ar fi putut ajunge la asemenea performanțe. Sigur că experiența a fost tristă și lungă, dar iată lucruri care m-au urmărit toată viața. Nu știu în ce măsură voi fi reușit sau nu, dar am vrut. Sunteți un mesteac în picioare, domnule Joza. Am vrut sfârșitul lui august 61, am observat că deși eram morți de foame, unii din prietenii mei lăsau în baracă între geamuri, la soare, câte o coajă de pâine, cu o săptămână, două înainte de sfârșitul lunii august. Și tot între geamuri, într-un bidon de 2 litri, am observat că puneau așa, au fost 2-3 bucățele de marmeladă, reprezentând porția lor pe acea dimineață. Au pus-o acolo și n-au mâncat nimic în dimineața aceea. Pâinea l-au uscat și marmelada în bidon. Și au umplut cu apă și l-au lăsat la soare. Și în una din zile, mărșăluiam în roua dimineții, în acele ierburi ale deltei, mănoase, înalte până la genunchi, ude dimineața, și la doi pași, deși eram pățit că mă mușcase un câine lup din garda de pază, pentru un morcov din pământ înghețat, am vrut să-l iau să-l mănânc și n-am reușit, dar câinele mi-a perforat brațul să mai vede semnul și astăzi, văd sub o salce, la doi pași, un buchet de lăcrămioare sălbatice. Așa ca un buchet, așa, din ierburi. Ieșa și am făcut doi pași, l-am luat și mergeam cu el în mână. Și realizez că era 1 septembrie și lăcrămioarele înfloresc primăvara, timpuriu. Și cu anomalia naturii au înflorit astea pentru mine și realizez că era ziua de 1 septembrie când prietena mea rămasă acasă împlinea vârsta de 20 de ani. Le-am ascuns în pământ, în paile saltelelor și după un an de zile le-am dus acasă ce-a mai rămas din ele și le-am oferit și clopoței doar sunt și azi în expoziția noastră de la Brașov, au acum peste 52 de ani și mă întorc în lagăr și colegii mei mă cheamă deoparte și pe fundul unui castron în care mâncam noi din acelea de aluminiu, gamele, cazone sau gamele, era cu fundul dreptunghiular, au făcut un tort cu diametru așa de vreo 10-15 centimetri, înalt așa de 2-3 centimetri. Așa zis tort, așa adică zis, numai ce era? Din pesmet și marmelada. Și-au scris pe el lui Carmen de la Tavi la 20 de ani. În acel moment au început să-mi
curgă și roaie de lacrimi. Am fugit de lângă ei fără să spun nimic, undeva în fundul lagărului, dar în câteva minute m-am reîntors, le-am mulțumit și de atunci n-am mai vărsat o lacrimă, deși mi-a murit în acești ani mama, tata, unicul fiu, prieteni buni. Și nu-i bine că aceia care m-au educat în temniță, întrucâtva, nu-i învinovățesc, dar au făcut din mine o mașinărie. Și uneori aș vrea să plâng și nu pot. Cred că dacă se va întâmpla vreodată, voi fi fericit că m-am reîntors în rândul oamenilor normali. Iar în acel bidon, din marmeladă și apă, se făcuse un fel de vin. Și fiecare am luat câte un păhăruț de așa zis vin. Prietenul care a orchestrat treaba asta, el mai trăiește în Brașov și face parte din Garda Tineretului Român. Mai există Garda Tineretului Român? Da, pentru noi mai există. Frumos. Dar mai trăim doar 7 din 15. Deci, la întoarcere v-ați căsătorit cu Carmen, da, și da, ați avut un băiat. Am avut un băiat care a visat să se facă ofițer de marină și a dat examen la liceul de marină din Constanța și a reușit. Și în dosarul care trebuia completat, a scris corect. Tata a fost deținut politic. După 2 luni, m-au chemat 2 civili, securistul de la secția de învățământ și cu directorul liceului, care... În ce an era? 81. Care m-au rugat să-l retrag și figurează în acte retras la cererea mea. Va. Și în realitate a fost dat afară din cauza Vedeți, tatălui. În 81, când se spune că de mult nu mai erau deținuți politici, de fapt erau niște deținuți politici Fals. În libertate, ba da. Mai mult și familiile Urmăriți lor prin rețele diabolice de informatori. Urmăriți Dar când ați fost chemat la Constanța, da. Cum v-au spus? Întrucât nu va putea pune niciodată piciorul pe vreo navă, și decât să învârtă niște hârtii prin port, mai bine să-l retrageți la cerere. Și n-ați putut refuza să spuneți nu, să învârtă hârtii prin port. Nu, mi-a spus de genul, trebuie să-l retrageți. Și cum i-ați comunicat băiatul? Păi era de față. Da. V-a învinovățit vreodată? Ați văzut un reproș în privirea lui? A înțeles? Nici tata, nici mama și nu numai ai mei, nici ai altor colegi. Nu cunosc vreun caz să le fi reproșat. Ai mei în niciun caz. Și da. Ce a spus, practic? Păi, cum a reacționat? Nici cum. Dar s-a îmbolnăvit psihic. Numai mama lui n-a recunoscut niciodată. S-a îmbolnăvit psihic foarte grav. Cum s-a manifestat maladia psihică? Treceri de la stări de melancolie la stări de o duritate verbală și fizică, nu cu părinții, nu cu așa, ci cu prietenii, cu cine îl deranja eventual. A terminat liceul în Brașov sau în Ghimbav a făcut liceul? A terminat până la urmă un alt liceu. Nu puteai să-l mai duci la un liceu la care îi fi vrut, un liceu bun, că erau toate locurile ocupate. Și m-am dus la unchiul meu, care era Alexandru Piru. La trăime. București era Piru. Era la Universitatea din București. Erați rude prin alianță, nu? Soția lui era sora tatălui meu. Păi ce, nicio problemă, te duci la tovarășa Albu, care are multe obligații față de mine, și îi spui să-l introducă la ce liceu vrei. Și m-am dus la Inspectoratul General de Învățământ al județului Brașov. Și în antecamera mai așteptau 2 doamne, și eu eram al treilea. Stăteam pe o altă bancă, dar fără să vreau, ascultam discuția, deși era purtată în șoaptă. Uite, dragă, aia n-a scos nici 5 la examen de, probabil, de concurs pentru post sau ceva, deși atunci, în realitate, se făceau numiri. Examenele erau date așa, de formă. Și uite, dragă, eu am luat notă maximă, uite așa, așa, și de asta am venit aici. Pentru un post în Brașov, uite, m-a trimis tocmai la Holbav, între dealuri undeva, nu, nici cale ferată, nici șosea. De asta a ajuns România unde a ajuns, pentru că selecția naturală și concurența fair play între niște profesioniști a fost înlocuită de o concurență a dosarelor, a conjuncturilor, a filelor. Da. Și asta riscă să se perpetueze, dublându-se și de influența banului. Doamne, poate cea mai mare suferință a fost ca în viață să fiu condus de proști. Când am auzit așa discuție, am spus, nu se poate eu să intru și să cer așa ceva.
și am plecat acasă și l-am dus la unul din cele mai proaste licee din Brașov. V-ați sacrificat propriul copil? Da. Pentru niște principii? Da. Ce diagnostic a avut? Stările acestea de irascibilitate care se manifestau necontrolat și neprevăzut. Imediat reacționa când cineva îl înfrunta și dreptatea era de partea lui. Trebuia să găsească imediat o soluție și o rezolva pe și loc. Care a fost destinul? Ori verbală, ori fizic, de ordin fizic. S-a căsătorit? Da, s-a căsătorit și a avut doi copii, o fetiță eminentă, care acum are 25 de ani. Nepoțica dumneavoastră. Nepoțica noi. Și la nepoțelul? Un moment dat, de 5 ani am rămas și părinți și bunici. Și nepoțelul bolnav, irecuperabil, din cauza RH-ului negativ. Medicii i-au spus să nu încerce să mai facă și al doilea copii, că riscul este foarte mare. N-au ținut cont și... Nora dumneavoastră? Da, da. Și nepoțelul ce are? Autism. Câți ani are? Acum are 22. Și stă cu dumneavoastră? Nora dumneavoastră nu crește copiii? Păi nu, că a murit acum 10 ani, cu 5 ani înainte de a muri fiul. Ah, de ce? Cu o boală care odată la 1,5 milioane, spuneau medicii. O boală a lui Wegener, care constă în făinarea vaselor sanguine, care devin atât de permeabile, încât plasma părăsește traseele și rămân pe uscat globulele. Deci băiatul săracu a trebuit să suporte și șocul pierderii soției. Și el de ce s-a prăpădit? Din cauza acelei boli, toți spun doctorii, a dat într-o formă de diabet foarte, cea mai periculoasă. Adică n-ai nimic, orizontală, salt. Nimic, salt. Și dacă pe acel salt s-a suprapus încă ceva, și a murit în brațele mele în urmă cu 5 ani din cauza acestui diabet. Într-o noapte, la ora 1:10, a zilei de 5 septembrie 2008. Sunteți un om teribil de încercat de viață. Mulți au fost încercați de viață. Fata ziceți că e excepțională, nepoțica, și nepotul a reușit să facă școală sau nimic? Deloc? Nu poate să citească, să scrie. Ține minte foarte multe lucruri, dar nu face conexiuni. Date, persoane, nume, mărci de mașini, treburi pe care le-ai uitat de multă vreme. Ține minte. El le ține minte, dar nu le poate lega între ele. Tot timpul s-a apucat de ceva și imediat apoi abandona, lăsa și s-a apucat de altceva. Și iar abandona și iar de altceva. Mă ajută la treburile prin curte, pe acolo. Ce treburi din astea gospodărești, mai o găleată cu apă, o ladă cu lemne, o ceva, hai să-i ajuți lui Bubu. Nu poți să-l lași în casă singur, că nu știi cum, cu gazul, cu apa, cu treburile astea, cu îl încântă cineva la poartă, descuie și îl primește în casă. N-are noțiunea timpului, pleacă și râd alții de el pe stradă și el nu realizează treaba asta. Dumneavoastră n-ați mai putut plânge din 61? Da. Și Carmen a înțeles asta? N-am întrebat-o niciodată. Paradoxul este, domnule Octav, domnule Mesteacă, domnule Bjoza, paradoxul este că poate această mică școală a pușcăriei, acești 4 ani de pușcărie, practic v-au ajutat să supraviețuiți durerilor și încercărilor la care v-a supus restul vieții. Poate fără călirea din pușcărie, v-ar fi zdrobit să treceți prin ce ați trecut. Vedeți o altă treabă care poate nu e elegant să o spun. Am fost unul din cei vreo 20 de deținuți politici de pe întinsul României, invitați nominal la condamnarea comunismului, în sala mare a Parlamentului României, în 18 decembrie 2006. Și în drum spre Parlament, așa în gândul meu, îmi frecam mâinile și spuneam, sigur vom fi primiți într-o lojă centrală, camerele reunite, cineva se va ridica, va spune, ei sunt cei care reprezintă
în suferința, morala, lupta acestui dumneavoastră neam. Dumneavoastră regia trebuia să o gândeam, studiați. Gândeam asta, ca să ne găsim locul fiecare și ghinionul meu, că am nimerit în loja, în care în fiecare lojă au trei rânduri de scaune. La întâmplare. Da, am intrat la întâmplare și rândul 3 era liber, în spate. Dar în primul rând cine era? Domnul Ilicianu, Pleșu Patapievici și doamna Lucia Hosulongin. În rândul 2, Ion Diaconescu cu nepot de-a domniei sale care l-a ajutat să meargă. Și în rândul 3 eram noi trei foști deținuți politici. Și am asistat la un circ când au năvălit unii în lojă și m-a adresat cuvinte foarte, foarte urâte celor trei intelectuali de mare clasă. Pregătit apoi, pentru o bucurie? Apoi, după ce am asistat la condamnarea comunismului, noua conducere, după moartea lui Ticu Dumitrescu, am considerat că ar fi bine ca președintele țării să cunoască această nouă conducere, adică cel care a condamnat comunismul, fără să-i cerem să ne rezolve ceva, dar totuși să-l informăm cu ce probleme ne confruntăm, cine am fost, ce am vrut. Erați deja președintele asociației? Sigur. Și pe durata a 3 ani am cerut de 6 ori audiență la insistențele și a unor colegi care mi-au interzis după a 3-a, eu n-am vrut să mai insist. Ei, și la 6-a am primit un răspuns. La primele 5 n-ați primit niciun răspuns? Nu. Mi se pare incredibil. Cred că acolo cineva n-a avut mamă, n-a avut tată, a fost făcut de o mătușă. Probabil cineva de acolo, de la Cotroceni, din cei din jurul domniei sale. Pentru că un consilier prezidențial pe nume Piscociu mi-a scris ceva de genul că undeva în București o grădină botanică vis-a-vis un palat și acolo să mă duc să văd, să mă înscriu în audiență la consilierul cu probleme cetățenești. Am considerat că este o mare jignire, adică noi, cei care am stat ani de zile după gratii și sârmă ghimpată, să te duci să mai stai pe la ușile unor consilieri. De ce? Ca să nu-ți rezolve nimic, decât să te umilească. Că am fost în 10 de alte audiențe și mai nimic nu ni s-a rezolvat. Nimic, decât promisiuni și bune intenții. E o vină a lumii românești de după 89, că nu s-a ocupat de problema asta deloc sau mult prea puțin. Și mă gândesc care ar fi terapia națională pentru indiferenții care vă privesc și care nici nu ar vrea să vă audă. Ar fi să ne imaginăm fiecare cum ne-am simțit dacă nouă ni s-ar întâmpla să fim dați afară din casă, toți cei dragi să fie la pușcărie, lumea când te vede să treacă pe partea cealaltă, să-ți nenorocești fără să vrei părinții. Pentru nu pot să înțeleg arestarea... de unde vine autismul ăsta național pentru niște oameni care au suferit. Pentru că cei care azi, politicienii să spun, se găsesc în diferite partide politice, mai toți, mă refer la cei trecuți de vârsta de 50 de ani, și-au tras seva din încă puternicile și adâncile rădăcini ale Partidului Comunist. Adică? Și atunci mentalitățile au rămas... Bine, dar e drept să facem din nou într-un fel? Sigur, e o realitate, dar înseamnă să facem din nou politica dosarelor și să explicăm atitudinea unor oameni prin dosarul, prin ce au făcut părinții lor sau bunicii lor? Nu, categoric nu. A fost una din cele mai mari greșeli ale securității și partidului, că securitatea nu era nimic altceva decât brațul criminal al Partidului Comunist. Partidul dădea ordine, de cele mai multe ori verbale, nu prea veți găsi prin arhive du-te și omoară-l pe X, semnat și ștampilat și cu număr de ieșire, de intrare. Se dădeau indicații. Foarte. Indicații prețioase de la partid, iar securitatea executa orbește. Dar prietenul cel mai bun care v-a trădat? A fost cumplit când am văzut. Era foarte inteligent și era medic. În temniță ne-am jurat că de va fi să ieșim vii de acolo și ne vom căsători și vom avea copii, eu îi voi boteza copiii lui și el pe ai mei. Și ne-am ținut de cuvânt după eliberare. El mi-a botezat fiul, iar eu i-am botezat fiica. Deci, ați văzut după 89 în dosare că cel mai bun am prieten tot e cel timpul care v-a trădat. În momentul în care am văzut acel lucru, deși nu se întâmpla nimic, stăteam în scaunul meu, dar senzația a fost că ceva mă apasă pe umeri.
că dispar sub birou încet, încet, că îmi simt bătăile inimii aci în mărul lui Adam, aci în gât, și că nu mi-ajunge aer. Că un om pe care l-ați iubit și îl mai iubeați încă, cel mai bun prieten, dădea niște informări care poate lui i s-au părut inofensive. Iată ce se întâmplă. Am avut șantier la Comtim, o mare fermă care avea la un moment dat peste 100.000 de porci și prelucrați în acel combinat. Era 83 și începuse foamea. Și trebuia să dăm un hotel în primire în Poiana Brașov, hotelul Teleferic. La care ce făceați? Instalațiile electrice interioare. Și trebuia să merg la Elba în Timișoara. E, dar vin colegii, bă, dacă te duci, mă, ia și mie o rudă de salam, măi. Că noi aveam o rețea, mergeai cu un bilețel de la directorul meu, la directorul Comtimului, ăla dădea dispoziție să introducea marfa la o alimentară, un magazin alimentar, cât mai aproape de gara din Timișoara, așa, și eu mă duceam cu bilețelul, cu banii și luam marfa din spate. Plăteam în față la casă și mergeam în spate, luam... Ei, dar era perioada când milițianul te vedea că duci ceva din greu, spunea, ia pune jos și deschide să văd ce ai în valiză. Și avea valiza 25 de kilograme și să-l fi văzut pe Octav, pe perorul gării din Timișoara, fluturând valiza, de parcă era goală așa, cu 25 de kilograme și treceam pe sub nasul milițienilor. Dar ce fac eu până a doua zi? Hai să merg până la Reșița. Și un tren cursă de persoane cu bănci, cu șipși de lemn, așa, să plimbau floșnițele de la vedere, așa, deși era ziua. Merg. Vorbim de România anilor 80. Cu salamul după mine, că era salam de vară, semi-uscat. Marfă și... de contrabandă. Și ajung și eu la Reșița, la prietenul meu, și trântesc ușa de perete. M-am săturat, măi, de gheare, de pasăre, de picioare, de porc. Am stat o zi și o noapte pentru o jumătate de rezervor de benzină la mașină. Mă lua iar dracu să ia, mă, de ticăloș. Mă, m-aș duce unde văd cu ochi. Asta a fost. O mică parte din ce gândeați. Dar niciodată nu m-am gândit. Dar după 89 ați constatat că nevinovata răbufnire în fața unui prieten a fost transcrisă... A dat o notă, cum că vreau să fug din țară, scuza lui, pe care aș admite-o, dacă el, colaborând cu securitatea, și-a pus problema că și eu, la rândul meu, pot fi un colaborator... Și am venit să-l încerc, să-l trag de limbă și apoi să mă duc eu acasă să pun pe hârtie, să-l torn eu la securitate. Adică erați un provocator. Da, da. Care apare cu valiza cu salam. Ar fi putut și... să trag această... În nota informativă nu scrie nimic de salam, interesant. Da, nimic. Ar fi fost de-a dreptul. V-a menajat, vedeți, până la salam. Comicărie, da, da. Plec v-au eu. Propus vreodată să fiți colaborator? De mai multe ori. Adică de mai multe, de 2-3 ori. Eu ceream să merg în excursie în țări occidentale și la muncă în țări arabe. Mi-au spus că niciun obstacol din partea lor. Bun, atunci ce formalități trebuie să fac? Păi, întâi trebuie să vă instruiesc. Aici e problema. De ce să mă instruiți, domnule? Doar eu îmi iubesc țara, doar n-o să mă duc să-mi vorbesc țara de rău. Nu, trebuie să vă instruiesc. Într-o zi mi-a transmis unde să vin. Și nu v-ați dus. Și nu m-am mai dus niciodată. Dar am cerut în scris obsedant, mărturie sunt, le am la mine la asociație, cele 7 cărți poștale cu ștampila mare dreptunghiulară, nu mare ca să se vadă, și restul cu litere mici, nu vi se aprobă. Eu dacă aș fi făcut astfel să mă cobor până acolo de jos, să-mi vând prietenii pe un pumn de galben sau el, pentru posibilitatea de a vizita Europa Occidentală, toată Grecia, Italia, Spania, Portugalia, să ajungi la cel mai sudic punct al Greciei, capul Matapan, sau la cel mai vestic punct al Europei, capul Sfântul Vicențiu din Portugalia, să vezi Marea Britanie, Germania, Austria. A fost peste tot. Peste tot. Bine, dar dumneavoastră nu erați un invidios și bănuiesc, vă bucurați pentru el, nu? Nu, categoric mă bucuram, dar mi-era greu să-l cred, dar mi-a demonstrat că securitatea, îmi spunea el, când avorturile erau interzise, i-a dat o trusă completă și mi-a spus, o am dată de securitate și le rezolv problemele. Și l-am crezut.
poate era adevărat și asta, dar poate n-a fost suficient. La un moment dat am fost chemat la securitate și ne-au întins hârtia, scrie de ce vrei să fugi din țară. Am rămas trăznic, domnule, dar eu nu vreau să fug. Nu, nu, că noi știm. Să vedeți ce scrie securitatea pe notă informativă, să fie puse sub urmărire și acele persoane care m-ar ajuta la creșteri salariale sau la obținerea unei locuințe din fondul de stat. Și am construit aproape 20 de blocuri de locuințe și n-am primit apartament. Și după 89, i-ați pregătit o scrisoare celui mai bun prieten. I-am scris, ce i-ați scris? I-am scris de ceea ce ne-a apropiat în temniță. Cum v-ați adresat? Sărac prieten drag. Sărac prieten drag? Da. Și cum ați încheiat? Mai bine mi-aș fi tăiat o mână. Așa ați scris. Decât să pun pe hârtie așa ceva. Și ați pus scrisoarea la poștă? La poștă. Și i-am anexat nota lui informativă. Recomandată? Cu confirmare de primire. Și ați avut vreun semn de atunci? Niciun semn? Un timp foarte îndelungat n-am mai avut niciun semn, după care soția lui, neștiind nimica, ne-a felicitat la o sărbătoare așa și atunci l-am cerut și pe el. Și atât, probabil, profitând că soția o fi plecat la bucătărie, să zicem, undeva, a spus, poate într-o zi vom avea o explicație. Explicația n-a mai avut loc, că s-a stins. Niciodată nu strică să înveți istoria, nu numai din cărți, ci chiar de ce nu de la făuritorii de istorie. Sau de la supraviețuitorii istoriei. Sau de la supraviețuitorii. De la vieții iară... trăitori. Da, trăitori. Nu da, v-a venit da, vreodată da. Să vă dați foc, apropo de Babeș, doctorul de la Brașov, despre care se vorbește prea puțin, și care și-a dat foc pe pârtie? Da, s-a dus pe pârtia Bradu, o pârtie domoală, dar lungă, undeva nu departe de hotelul Sport din Poiana Brașov. Și sus și-a turnat un lichid inflamabil pe îmbrăcăminte și-a dat foc și în chip de cruce, venind pe schiuri la vale, a venit arzând până când s-a prăbușit. În locul unde s-a prăbușit, la marginea pădurii, noi am ridicat o mică cruce. S-au ocupat cei în special de la Asociația 15 noiembrie 1987 din Brașov și soția lui. Dar atunci Brașovul a fost electrocutat, sigur, să zic așa, da. De gestul unui sigur pictor că... care a făcut din propriul sigur trup o operă protestatară. Nu l-am cunoscut personal, dar din auzite de la cei care l-au cunoscut, nu era un om, cum se spune în popor, așa, un nebun. Nici vorbă. Așa a încercat securitatea să spună. A, un nebun, un dezaxat. Dar un nebun n-ar fi fost capabil să facă un astfel de gest spre a atrage atenția întregii lumi asupra României. Că a pus și o pancardă pe un carton unde a scris România egal Auschwitz, adică un mare lagăr. Mergând cu mașina mea personală prin țară, mi-au scris pe praful de pe mașină bravo Brașovului, bravo Brașovului. Și după evenimentul cu Corneliu Liviu Babeș și după evenimentul din 15 noiembrie 87. Eram și eu mândru că sunt brașovean, deși n-aveam nici cel mai mic merit în cele două evenimente care s-au petrecut. În România s-au ascuns cu sfințenie aceste întâmplări sau personaje, tocmai ca să nu se știe, sau presa nici vorbă să redea așa ceva. Bine, dar după 89 nu ne-a mai împiedicat nimeni să avem cultul acestor eroi. Ne-au împiedicat că noi în decembrie 89 am răsturnat un sistem, dar am uitat la conducere pe aceeași dinainte de 1989. Conform unor alegeri democratice. Tot ei au rămas. Așa i-a ales poporul. Da, deci poporul are astăzi ceea ce merită. Și nimic altceva. Este o mare durere când vezi țara în ce situație a ajuns. E o criză morală în care ultimele repere sunt nesocotite, ba chiar disprețuite. Deci a existat un Corneliu Liviu Babeș care în 2 martie 89 și-a dat foc și astăzi, dacă întrebați pe cineva prin țară, nu știe nimeni cine a fost Corneliu Liviu Babeș. Sau dacă am merge undeva pe stadionul din Constanța, să spunem, și am întrebat cei 10-20 de mii de tineri de
pe stadion, parez că nici unul dintre ei nu știe că acel stadion a fost făcut cu deținuți politici, flămânzi, înlănțuiți, bătuți, bolnavi, vai de capul lor. În schimb, poate v-ar putea povesti despre niște cortegii de carnaval pe care le-au văzut vara trecută. La Mamaia. Aflându-mă în Cehia la un moment dat... Cehii știu acolo, cine e Jan Palach. Toți cunosc cine a fost Jan Palach, care a protestat atunci când țara le-a fost invadată de ruși. Și-a dat foc și a murit. Cehii se duc la mormântul lui și nu de puține ori miresele, după ce a avut loc nunta, se duc și, în semn de respect, își depun buchetul de mireasă pe mormântul lui Jan Palach. Iar mă întorc în pușcărie, într-o celulă 37 de la etajul 1 de la Gherla. Erau, dincolo de gratii, geamurile bătute în scânduri, niște obloane care, când și când, la partea de sus erau depărtate, era barometrul nostru politic, însemna că e oarește destindere în țară și în lume. Când erau cu brutalitate lipite obloanele de perete, băi, bai mare. Ceva se întâmplă, nu știam ce. Și într-o seară înainte de culcare, un profesor universitar de la Cluj se tot ducea și se uita și știa că eu făcusem un an astronomie la facultate, se ducea și se tot uita și zice, măi, Tavi, zice, tu vezi constelația aceea? Știi care este? Zic, o văd, dar nu știu care. Dacă aș fi în curte și aș așeza-o așa între altele, poate mi-aș da seama care ar putea fi. Să mai plimbă, iar să uită. Tu vezi, acolo ai o stea, eu o văd. Mă uit și eu, domnule, dar văd sute, mii de stele, de unde să știu eu care este? În viața mea, poate și de asta am fost puternic. N-am crezut în farmece, vrăj, în bobi, în cărți, în cafea, în stele. Niciodată. Dar în ce? În mine. Și în acel Dumnezeu care tot timpul pentru mine a însemnat victoria binelui asupra răului, a luminii asupra întunericului, a frumosului asupra urâtului. Chiar și când întunericul și urâtul au învins? Asta a însemnat pentru mine Dumnezeu. După ce am mai făcut câțiva pași, îmi spune, știi ce îmi spune steaua ta? Vei suferi toată viața. Dar se va putea suferi în demnitate. Niciodată să nu uiți asta. Și așa a fost.